Șoferii care aruncă mucuri de țigară din mașină sau chiar și altfel de gunoaie sunt pasibili de amendă minimă de 1300 de lei. Sancțiunea poate urca însă și până la 2900 de lei. Gorjenii spun că sancționarea celor care aruncă gunoaie din mașini este una bună. Un șofer care aruncă un chiștoc de țigară pe geam sau alte gunoaie este pasibil de o amendă minimă de 1.305 lei, contravaloarea a 9 puncte de amendă. Poliția română îi sfătuiește pe șoferi să folosească scrumiera din mașină atunci când fumează și anunță că cei care aruncă chiștoace pe stradă riscă amenzi cuprinse între 1.305 lei și 2.900 de lei. 9, 20, nu sunt ore, sunt doar puncte amendă pentru aruncarea chiștoacelor pe jos. Dacă tu arunci pe jos și alții o vor arunca. Ai scrumieră? Folosește-o. Strada nu este o scrumieră. O campanie la care ne-am alăturat și noi în acest an este mesajul postat pe pagina de Facebook a Poliției Române. Oamenii spun că inițiativa este una bună. Cum vi se pare această măsură? E normal să nu se arunce gunoaiele. Să nu numai așa, nici gunoaiele, că am văzut că aruncă și gunoaie din mașini. E foarte bine asta. E o ok. Da, ce să zic, trebuie să menținem spațiile curate. Nu niciun drept să le arunce, să le pună la un loc stabilit. Sancțiunea poate merge până la 20 de puncte de amendă, adică 2900 de lei.